Braconajul piscicol este o problemă veche în județul Olt. Deși controlele reprezentanților Asociației Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv sunt permanente, braconierii sunt greu de oprit, iar legea blândă parcă îi încurajează să practice în continuare această ilegalitate. Începând din data de 13 și ziua și noaptea, avem controle, ridicând zilnic între 5, 6 sau chiar mai mulți kilometri de plase. Este un fenomen care ia amploare zi de zi, iar legea care reglementează pescuitul și acvacultura nu prevede niște sancțiuni drastice pentru braconajul piscicol. Este, pot să spun de râs, sancțiunile prevăzute nu fac parte din sancțiunile penale. În zona barajului de la Teslui sunt cei mai mulți braconieri. Șeful AJVPS spune că aici fenomenul este ceva de speriat. Braconierii s-au înmulțit și ne este tot mai greu, mai ales acum în perioada asta când știu că se apropie de depus, nu mai este mult timp și se va interzice pescuitul la știucă. Zi și noapte trebuie să fim pe ol pentru a stopa acest fenomen. Noapte, de exemplu, am încheiat acțiunea la ora 2 pe barajul Arcești, în zona Teslui. Probleme cu braconajul sunt și pe barajul de la Ipotești, însă oamenii parcă sunt mult mai responsabili, atât locuitorii cât și pescarii, care anunță atunci când văd un braconier. Nu-mi explic cum acești braconieri merg fără jenă, fără frică, cu bărcile pe mașină, pleacă spre Olt și nimeni nu-i vede. Eu nu cer sprijinul nimănui să mă ajute să-mi fac treaba pe râu, acolo suntem noi, dar încă o dată vin cu rugămintea la autorități, la șefilor, posturile poliție, zona de pe zona Moștenii, Arcești, este jale. Sunt și pe celelalte locuri, dar braconaj ca în această zonă nu am avut niciodată. La fiecare control, kilometri întregi de plase de pescuit sunt adunați din apă și distruși de reprezentanții AJVPS. Înseamnă o lovitură pentru braconieri, pentru că setcile sunt destul de scumpe, dar cu toate astea, braconierii nu renunță. Într-o acțiune de o zi și o noapte putem să distrugem plase în jur de 100 de milioane. Gândiți-vă cât pește prind ei ca să recupereze acești bani. În toate aceste acțiuni reușim să eliberăm peștele dat în plase, dar în situația răpitorilor, foarte mult din el moare atunci când dă în plase. Dar reușim să eliberăm destul de mult pește din plasele găsite pe râul Olt. Braconajul piscicol ar putea fi oprit prin două modalități, spune șeful AJVPS Olt. Sunt două modalități prin care pot să stopeze foarte, foarte mult pescuitul. Prima, plasele se vând la magazine în București. Toate chinezăriile vând plase de pescuit. Și, în al doilea rând, mai simplu pentru organele de control, peștele se vinde în câteva puncte din Slatina și din Caracal. Plus mai sunt câțiva distribuitorii din județul Argeș, din județul Olt, care vin, ridică peștele de la ei și pleacă pe șoselele patriei noastre. Controlele celor de la AJVPS vor continua în tot județul, atât ziua, dar și pe timp de noapte. Iar dacă fenomenul nu poate fi oprit, măcar este ținut sub control, atât cât se poate.